Vineri 22 octombrie, la sediul PNL Călăraș a avut loc o conferință de presă la care a participat și prefectul județului Călăraș, Valentin Barbu. Acesta a vorbit despre măsurile anticovid luate în județ și situația de la Spitalul Județean Călăraș. La nivel de CNSU se vor statua niște măsuri restrictive mai dure pe care le așteptam cu toții, dar aș fi vrut să vă spun că dacă noi respectăm ce restricții avem în vigoare în acest moment, inclusiv în municipiul Călăraș, știți că din păcate suntem la aproape 10 la mie, dacă le respectăm, eu vă spun că măsurile respective suplimentare nu ne vor afecta la modul major. Probabil vor interveni niște măsuri restrictive pe timpul nopții, așa fel încât circulația probabil este deja cu restricții după ora 20, s-ar putea ca ora să coboare, s-ar putea ca unele magazine sau toate magazinele să fie închise la ora 11, cum știți că erau în măsura carantinării, care a fost evitată din motive pe care le înțelegem cu toții. Trendul, mesajul este că cei care sunt vaccinați nu prea au restricții. Într-un fel mi se pare firesc să fie așa. Atât timp cât vaccinându-te suporți fix aceleași restricții ca cei nevaccinați, n-ai niciun motiv să faci doza a treia, a patra sau câte vor mai fi. Acest vaccin va deveni un vaccin sezonier, sunt convins pe lucrul ăsta și uitați-vă ce tragedii sunt în spitalele din România, inclusiv în spitalele de pe raza județului. Din păcate, mor oameni cu zile din cauza faptului că nu s-au vaccinat, din păcate. Mesajul este foarte clar, singura soluție, și noi am spus-o de 6 luni de zile, pe toate canalele m-am rugat și pe dumneavoastră să faceți efortul, să fiți lângă noi, să transmiteți mesajul. Cred că România a început un pic să se responsabilizeze, cred că mai mult de teamă, și văd că au reapărut cozile la centrele de vaccinare, ceea ce nu e un lucru rău. Oamenii au înțeles în al 15-lea ceas că trebuie să ne vaccinăm. Dacă va fi oportun să facem maratoane de vaccinare, cum am mai făcut, dacă vă duceți aminte, vom face tot ce este posibil și necesar ca această campanie de vaccinare să ducă la un procentaj mult mai mare de vaccinare a populației județului Călăraș. Și în acest moment m-am uitat, suntem undeva cam la între 35 și 40%, dar nu cu schema complet. Să dea Dumnezeu în următoarele 2-3 luni, când credem noi că trendul va începe să depășim vârful acestui val, să avem și noi o rată de vaccinare la nivelul județului Călăraș de peste 50%. Eu asta mi-aș dori, dar asta înseamnă ca fiecare dintre noi, că nimeni nu te încolonează și te duce acolo. E vorba de autoeducarea fiecăruia. Au fost făcute niște afirmații vis-a-vis de Spitalul Județean de Urgență Călăraș că vor intra în colaps financiar spitalele din România, implicit și cel din Călăraș. Nu este adevărat, pentru că începând de anul trecut s-a reglementat și acest lucru în sensul că dacă un spital are un contract cu Casa Județeană de Sănătate, cum e și cazul Spitalului Județean, 10 de 4 milioane sau 5 milioane pe lună, toate cheltuielile în legătură cu tratarea pacienților de COVID, toate cheltuielile sunt plătite chiar peste valoarea contractului. Deci ăsta e adevărul, poate fi verificat, nicio problemă. Deci riscul să intre în colaps financiar nu există. Cea mai mare problemă este a resursei umane. Adică vorbim de cadre medicale, de medici. Aici este marea problemă, pentru că cei pe care ți-ai dori să-i detașezi, nu poți să o faci decât cu acordul lor. Aici e o problemă mare, poate va fi rezolvată în perioada următoare, pentru că eu știu un efort atât de mare și ei fac eforturi zi de zi, poate supraomenești, ați văzut și voi. Poate în 2-3 luni să poți să detașezi, să trimiți un rezident de an terminat la spital, n-ar fi un efort extraordinar, din de 2-3 luni până trecem. Miercuri a fost o întâlnire la Consiliul Județean împreună cu președintele Vasile Iuță, cu managerul spitalului județean, cu managerul spitalului de pneumofiziologie, domnul Dumitrescu, cu directorul DSP și cu doamna Truică,
Și discuția a fost dacă în acest moment putem înființa un spațiu în cadrul spitalului TBC la ultimul etaj, unde să putem crește capacitatea totală de a trata pacienți COVID cu 30 de paturi. A rămas în analiza acest subiect, la recomandarea și la fundamentarea de fapt făcută de către DSP, se va lua această decizie dacă se va întâmpla acolo sau mai căutăm resurse la Spitalul Județean sau la Spitalul Municipal Oltenița.